Este zi de doliu astăzi la Timișoara în memoria celor care și-au pierdut viața în baia de sânge cu care comunismul a încercat pentru ultima dată să înnăbușe revolta celor pregătiți să plătească pentru libertate. 17 decembrie 1989 este ziua în care au căzut primii eroi ai Revoluției. Confruntările violente cu forțele de opresiune au escaladat în mai multe zone ale orașului. Manifestanții au reușit să pătrundă în sediul Comitetului Județean de Partid. Portretele dictatorului au fost călcate în picioare, iar steagul lui comunist i s-a dat foc. Tancurile și blindatele au fost scoase pe străzi și s-a tras asupra mulțimii. Câteva zeci de timișoreni care erau în stradă nu s-au mai întors niciodată acasă. În memoria eroilor din decembrie 89, astăzi, la Catedrala Metropolitană a fost ținută o slujbă specială de pomenire și au fost depuse coroane de flori la monumentul crucificării din fața lăcașului de cult. Diseară, pe treptele catedralei, lumânări aprinse, personalizate cu chipurile eroilor, vor aminti de sacrificiul din decembrie 89.